Programul de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionari a fost modificat începând de luna aceasta. Astfel, cei cu pensii mai mici nu mai sunt nevoiți să declare pe propria răspundere dacă mai au sau nu alte venituri pentru a-și putea lua rețeta de care au nevoie. Hotărârea de guvern 436/2017, care a intrat în vigoare din 4 iulie, a modificat acest plafon și la momentul acesta vorbim de suma de 900 de lei pentru plafonul pentru aceste medicamente de compensare și de asemenea a dispărut acea sintagmă cu alte venituri, ceea ce înseamnă că din acest moment doar acel plafon de 900 de lei este luat în considerare și pensionarii nu să mai fie nevoiți să mai dea acea declarație proprie răspundere prin care să spună dacă au sau nu venituri. Asta înseamnă, din punctul nostru de vedere, că va urma o creștere destul de mare a procentului de medicamente date către acest tip de pensionari, un lucru foarte bun pentru cei care au pensiile mici, pensiile sub 900 de lei. 100 de pensionari din județul Olt s-au aflat sau se află în proces cu Casa de Asigurări de Sănătate după ce instituția i-a dat în judecată pentru că au obținut ilegal rețete compensate. Până în prezent, CASE a recuperat suma de 30.000 de lei. Curtea de conturi face niște chiar pentru pe veniturile date de pensionari și pe compensarea pe care o acordă Casa de Sănătate. Am avut destul de multe procese, de ordinul zecilor de procese cu pensionari care nu au dat această declarație sau această declarație nu era valabilă sau nu era în concordanță cu veniturile pe care le aveau. Am avut destul de procese pentru recuperarea acestor bani, am recuperat aproape toate sumele, mai sunt câțiva pensionari de recuperat pentru că în momentul în care mi s-a spus că trebuie să recuperați banii, am discutat cu dumnealor, unii dintre ei au plătit voluntar, alții nu au vrut să plătească și am fost nevoiți să facem aceste procese. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Marian Burcea, a declarat că prin noul program se reglementează și problema pensionarilor care realizează venituri modice în afara pensiei, spre exemplu din dobânzile pe economii. Totodată se debirocratizează și activitatea medicilor de familie care nu vor mai trebui să solicite declarații pensionarilor.